Bună ziua! Mă numesc Chirițescu Ana Carmen și sunt profesor de tehnologie a informației și a comunicațiilor la Colegiul Economic Angherugină din Vaslui. Pentru întrebarea la ce proiecte am participat, cursurile absolvite la Asociația TechSoup sunt intensiv de educație digitală pentru profesori de informatică și TIC. în cadrul proiectului în cadrul evenimentelor Mite în 2021 am uh, pregătit două proiecte ruginiștii digital și grafică 2D și 3D și programare în cadrul proiectului ruginiștii digitali, am cunoscut aplicația Tinkercad uh, unde am uh, realizat uh, circuite uh, online Copiii au învățat cum funcționează o plăcuță programabilă, Arduino 1, și cum se alimentează, cum sunt binii plăcuței programabile, cum îi folosim. Și au reușit să realizeze câteva circuite simple. Apoi am reușit să le vedem și în uh, viața reală cum funcționează ele. Au pus mâna le-au le realizat efectiv cu mânuțele lor. În cadrul proiectului uh, grafică 2D 3D și programare, am folosit aplicația Tinkercad 3D. Am realizat uh, proiecte 3D, le-am salvat și astfel am reușit să le uh, trimitem la o imprimantă. Uh, -am, am învățat multe despre uh, fișiere, despre extensia fișierelor, uh, despre grafică, de unde, uh, care este diferența între fișierele grafice uh, și uh, fișierele document, fișierele video, le-am am trecut în revistă pe toate. Uh, reușind să uh, înțelegem mai bine care sunt fișierele, care sunt anume fișiere 3D și cum am putea dintr-un fișier desenat în, dintr o grafică desenată în Paint, cum am putea să-l transformăm într-un într fișier 3D. Aici au realizat brelocuri au, și au folosit au litere, diverse lucruri pe care le-au salvat în calculatorul lor și am, apoi le-am trimis la imprimantă. Impactul pe care evenimentele Mite în Cod le-au avut asupra copiilor a, a fost destul de mare, destul de uh, interesant. Adică nu, nu ne așteptam să să, să aibă așa un uh, impact pozitiv asupra lor, pentru că am, uh, am început în joacă de la o întrebare simplă, uh, ce este o plăcuță programabilă, uh, ce, ce sunt senzorii, cum, uh, cum funcționează, cum pot fi programați, uh, cum uh, ajung? Uh, cum ajung informațiile la senzor sau cum senzorii uh, trimit inf informațiile unei uh, plăcuțe programabile. Și uh, astfel am ajuns să realizăm proiecte care, uh, să, realizez, să realizăm sisteme care numără pașii, să realizăm sisteme care măsoară intensitatea luminii, care uh, să vedem cum funcționează semafoarele. Și copiii au fost foarte, foarte încântați. Copiii din grupul țintă uh, au povestit cu entuziasmul lor uh, colegilor de clasă, uh, prietenilor, vecinilor, și astfel uh, uh, i-am văzut plin de încredere, în, uh, în mult mai multă încredere în ei și în viitorul lor, chiar și au exprimat dorința să uh, abordeze un job în domeniul automatizărilor. Și poate chiar să devină antreprenori. Cel mai emoționant feedback a fost uh, de la o elevă care locuiește într-un sat pe lângă vasul lui, nu este chiar din oraș, uh, care era foarte mândră de realizările ei și chiar uh, spunea. Spunea la toată lumea că a, a reușit să uh, asambleze, să uh, programeze, uh, chiar, uh, chiar părinților care nu aveau încredere în ea, ea era foarte bucuroasă și uh, uh, foarte încrezătoare în, în forțele ei și chiar spunea că uh, am reușit să învăț să mult despre Arduino și despre automatizări și sigur că uh, voi căuta o facultate pe domeniul automatizărilor. Procesele de aplicare. <coughs> uh, asociația TechSub care propune aceste evenimente, care ne dă posibilitatea să aplicăm pentru aceste evenimente emite în cod, uh, Ușurează foarte mult procesele de aplicare. Pentru aplicare a fost foarte simplu, ne-am ne înscris și am așteptat pe e-mail, am așteptat următorii pași. Pentru raportare a fost mult mai simplu decât la alte proiecte, a trebuit doar să arătăm ce am făcut la activități, să salvăm câteva imagini sau capturi de ecran, câteva filmulețe. A fost un chestionar un de feedback, copiii l-au l-au completat și au fost foarte fericiți că au participat la un proiect atât de Important pentru evoluția lor și uh, cu mare drag vom, uh, vom participa și la alte uh, evenimente, Mittent Code, pentru că a fost chiar la îndemână și, și procesul de aplicare și procesul de, de raportare. Pentru cei care încă nu au aplicat, până acum, la un eveniment, Meet and Code. Uh, aș vrea să le spun că aceste evenimente Meet and Code transformă visele în realitate. Ceea ce noi vedeam doar la televizor, doar prin filme, uh, despre senzori, despre... Uh, imprimante 3D, despre uh, despre microbiți, despre, să știți că aici reușim să aducem tehnologia aproape de elevi. Reușim să le arătăm cum funcționează lucrurile astea. Uh, avem idei de proiecte, tot uh, prin uh, cu ajutorul uh, asociației uh, Techsub. Membrii asociației Techsub sunt cei care ne ghidează pașii atât pentru aplicare cât și pentru implementarea proiectului. La ei am văzut uh, idei de proiect, uh, am discutat uh, ideile de proiect cu elevii și ei au fost foarte încântați și a fost, uh, a fost o mare bucurie și o mare încântare pentru noi să aplicăm. Vă doresc mult succes, să aplicați cu încredere și să aduceți tehnologia aproape de elevi.